Reprezentanții secției Olta Drumurilor Naționale au pregătit utilajele de intervenție și le vor duce în cele 6 baze din județ. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, la această dată există un contract încheiat cu o firmă specializată pentru a interveni la nevoie. Pe lângă punerea în ordine a bazelor, montarea semnalizării de iarnă, reparații asfaltice pentru sezonul rece, pentru pregătirea drumurilor pentru sezonul rece și alte lucrări specifice, noi avem și în pregătire utilajele de dezăpezire, atât cele care aparțin secției de drumuri naționale, dar și ale prestatorului. Sunt deja verificate și pregătite pentru a intra în baze. Cele 50 de utilaje au fost verificate și sunt gata să intervină la timp. După cum au dotarea, după cum din anii anteriori, după cum suntem organizați, la o iarnă normală n-ar trebui să avem probleme. Singurele probleme care pot apărea vor fi la viscole puternice, cum toată lumea știe, că treci în urma ta zăpadă e viscolită să pune la loc, dar și în astfel de situații am luat măsuri ca zonele predispuse la viscole să fie monitorizate mai mult. Administratorii drumurilor din Olt mai spun și că anul acesta stocurile de material antiderapant vor fi suplimentate.